Trebuie să transfer Leușteanu din paharele astea mici, că deja nu-mi place, e rădăcinile suferă și am văzut și la frunză că suferă, așa că voi transfera în ghivece mai mari, încă nu vreau să-l plantez în curte. Trebuie să transfer Leușteanu din paharele astea mici, că deja nu-mi place, e rădăcinile suferă și am văzut și la frunză că suferă, așa că voi transfera în ghivece mai mari, încă nu vreau să-l plantez în curte. Banda! Încă nu vreau să-l plantez în curte și vreau să-l mai țin 2 săptămâni, 3, chiar mai bine în ghivecele astea. Bun, să ud acum. Un strat de turbă să pentru că sunt păhările mici, am pus un strat să completez, să fie cât de cât, nu vreau să-l îngrop prea mult. La ochi așa am ieșit și am 11 din acestea care trebuie de urgență să le mut aici și pe urmă în grădină. Ce zici, cartușul? Ce zice tata, băiatul meu? Să ne apucăm să transferăm, tata. De să nevoit, pentru că deja paharele astea mici au rămas foarte mici, sunt deja prea mici pentru om, la ce greu este. Pentru Leușteanu semănat și sunt nevoit să transfer, dar ce greu iese. Uitați, e plin, plin. Deja am probleme și atunci transfer în ghivece mai mari. Da, n-am ce face, pun înapoi cu ăsta, iau alt ghiveci și cam 3 săptămâni, la sfârșitul aprilie, mi-am propus să-l plantez în grădină. Până atunci, deci o lună, până atunci vor sta în aceste ghiveci.
pentru că deja nu-mi place cum arată. Se vede că a început să sufere puțin. Cu grijă. Hop. Ia uitați cum sunt rădăcinile aici. Am așezat cu grijă, după care voi pune turbă, merg la roabă. Care voi pune turbă pe lângă cub. O voi presa puțin și cam așa arată. După care voi uda. E un fel de repicare, să spunem așa, repicare la leuștean. Și după poziție, că urmează să-l ud. Am terminat de repicat. E răsadul de leuștean care suferea. Am intervenit de urgență. Deci câteam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da, și acum salut. Ați văzut cum am procedat. Am pus puțină turbă fundul veciului ca să am nivel. Și deocamdată, las să ducă și o să mai dau o dată. Uite, aici nu-mi place treaba asta. Așa. Pentru că turba se umezește mai greu. Deci, am pus pe fundul liveciului pentru egalizarea cubului puțină turbă. Am udat-o, după care am pus cubul cu răsadul de leuștean. Și după care, de jur împrejurul cubului, am pus turbă, care am presat-o ușor. Simplu. Și acum lut ca să umezească turba bine. Să dau în vreo 3 reprize. Acum am dat mai mult și să dau câte puțin, câte puțin, ca să umezească toată turba. Iar leușteanul mare așteaptă deja să ajungă în curte. Cel mic, peste vreo lună, să facă rădăcini cum trebuie, să dezvolte radicular. Da, am așa deocamdată.